din cauza probleme unor probleme de sănătate. S-a făcut rău? Da, cam așa ceva. N-a mâncat, n-a dormit suficient. Și unde a fost dus la spital? S-a arest. S-a arestul IPJ și probabil că acolo beneficiază și de un fel de asistență, din ce înțeleg. Când se va relua? La ora 8. La ora 8 se reia audierea. Până acum? La 20, adică e vorba de seara asta. Da. A apucat să dea declarații până în momentul acesta? Da, da, sigur că da, da declarații, dar suntem în cursul declarației. Adică declarații se referă, e vorba de declarația, o singură declarație care o dă dânsul cu privire la ce a săvârșit. Ce l-a declarat în această perioadă? Nu pot să vă dau detalii, doar că și-a recunoscut faptele și... Nu. Dar se pune pro pentru faptele pe care le-a comis? Da, da, sigur că da, are păreri de rău. Dar de când i-au venit aceste păreri? Și, și acum în situația în care i s-a făcut rău acum. Cum a justificat faptele? Nu intrăm în detalii foarte multe despre... Deci nu pot să... La modul general, pur și simplu. Adică vorbim de o boală, vorbim de o plăcere, vorbim de... Deci nu pot să vă spun... A fost ceva impulsiv, la impuls? Nu. Pur și simplu a cedat sub efectul complexului pe care l-a avut cu privire la faptele săvârșite. Deci asta mi-a spus. Până acum de ce n-a cedat? Până acum de ce n-a avut păreri de rău? Cum i-a venit asta? Mă întrebați pe mine, nu știu... Nu știu. Prima victimă sau au mai fost și altele înainte? Nu. N-am auzit și nu se vorbește. Te-am vorbit la un moment dat de vreo extindere? Adică pe alte victime, pe alte... Nu cred, pentru că nu s-a discutat despre alte fapte. A spus unde a ascuns rămășițe din trupul victimelor? A dat detalii, dar nu pot să vă spun. Deci sunt chestiuni de urmărire penală, trebuie să înțelegeți și dumneavoastră. Evident, sunt aspecte care țin de bucătăria internă a parchetului și nu pot fi furnizate public până când nu se emite actul oficial al parchetului de acuzare, de trimitere în judecată. Deci sunt aspecte care nu pot să vi le furnizez. Ce l-a făcut să recunoască? Adică a fost pus în fața unei probe de necontestat? V-am și spus ce l-a făcut să recunoască. Remușcarea, complexul pe care l-a avut, mi-a spus că azi noaptea aproape că n-a dormit deloc și aici s-a ajuns. Păi traficul de persoane implica aceste dosare. Incriminarea a fost făcută pe trafic de persoane pentru că nu erau suficiente probe în ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de omor. Și atunci, pentru că trebuia să fie acuzat, erau probe că a săvârșit niște fapte, că niște persoane au fost lipsite de... Nu, întrebarea era dacă avea și alte dosare în afară de acestea. Alte dosare nu avea, pentru că am văzut fișa de cazier judiciară. Avea fișe de cazier judiciar și în fișa de cazier judiciar nu apărea absolut nimic. E cazierul curat. Asta vă este menirea, cu siguranță, să-i apărați pe oameni, dar cu siguranță cazul acesta probabil nu este apărat foarte ușor nici pentru dumneavoastră. Deci, ca să mă înțelegeți cum am ajuns eu să fiu avocat în acest caz, eu am fost avocat înscris pe o listă de avocați de serviciu care prestăm activitate de asistență juridică obligatorie. Deci, la nivel de barou Dolj se întocmește o listă cu avocați care prestează avocatură din oficiu și în momentul în care suntem de serviciu, suntem contactați. Eu am fost contactat la ora 3 și jumătate, alaltă noapte și în felul ăsta mi s-a desemnat. Eu n-am știut în ce caz. Domnule avocat, spuneți concret, vă rog, dacă, nu ne spuneți detaliile, dar dacă a indicat exact locurile în care a ascuns cadavrele. S-au dat detalii cu privire la modul de săvârșire a infracțiunilor. Cred că înțelegeți ce spun. Infracțiunile au fost săvârșite în imobil, în curtea proprietate personală sau și în alte părți? Deci v-am spus, s-au săvârșit faptele și sunt recunoscute. Nu pot să vă dau mai multe detalii și eu personal vi le-aș da, însă trebuie să înțelegeți că și parchetul m-a atenționat că se scurg informații prin eventuale declarații care eu le-aș da în fața presei. Și va face o expertiză psihiatrică în cazul lui? Sau s-a făcut deja? E posibil. E posibil. Nu eu decid, dar e posibil. Dar nu s-a făcut. Nu, din cunoștințele mele, eu nu sunt informat chiar cu privire la toate actele de urmărire penală care se fac. Domnule, știu numai din ceea ce... Conform procedurii, după ce se va încheia această lungă declarație care va reîncepe la ora 20,
va avea loc și o reconstituire, adică el va duce pe anchetatori exact? În mod cer, da. Sigur că da, este obligatorie. Dar deocamdată suntem la faza de declarații, așa cum recunoaște faptele în momentul prezent. Are vreo clipă latura umană a sa în momentul în care, sau și anchetatorilor, în momentul în care, sau după ce a recunoscut aceste fapte? Sigur că da. Și faptul că acum s-a suspendat audierea este o latură umană, zic eu. Din partea lui, din partea dânsului, sigur că da, pentru că a cedat efectiv complexelor pe care le-a avut. Ce înseamnă a detalii... cedat, aleșinat sau ce? Are o stare care nu-i mai permitea să continue audierea. Eu nu am înțeles nimic din avocat. Deci el are dosar de trafic de persoană, asta presupune și complici, automat. Și acest dosar este făcut înainte de cazul Alexandra. Deci doar pe un caz, doar pe cazul Luiza, nu se putea face dosar pe trafic de... Deci trebuie să înțelegeți că dosarul de trafic de persoane a fost făcut pe cazul Luiza, adică pe primul caz. Ulterior s-a continuat și s-a făcut caz de trafic de minori, că era minoră, și pe cazul Alexandra. Și așa s-a ajuns la acuzație, făcându-se o conexare a celor două dosare. Deci discutăm de trafic de persoane numai în cazul acestor două cazuri, deci nici de cum de alte cazuri. Nu sunt alte cazuri și nu sunt alte persoane pentru care este acuzat. A dat detalii despre cealaltă crimă, când anume a omorât-o pe Luiza? V-am spus că a dat detalii. V-am spus, a dat detalii. Cumva detalii de ce a ales aceste două fete. Avea el, nu știu... A fost o întâmplare sau a fost o alegere? A fost o întâmplare și... Două fete destul de tinere, adică... Deci, m-am obligat să dau iarăși să intru în informații. Bun. Și atunci, vă spun să aveți puțină răbdare. Și ancheta va lămuri aceste aspecte. Ce vreau să vă întreb, să îi transporte pe anumiți oameni pe anumite distanțe și pur și simplu s-a nimerit să urce cele două fete? Eu sper că m-ați înțeles. Continuați. După niște fete. Declarația mea se oprește aici cu încrederea că dumneavoastră ați înțeles ceva. Domnule avocat, așa alte persoane sau urmărea victime? Mulțumesc pentru înțelegere. Domnule avocat, doar o întrebare. Spuneți-mi dacă în cazul Luizei s-a întâmplat la fel ca și în cazul Alexandrei, respectiv crima a avut loc repede sau a ținut-o mai mult timp în casă? Veți afla în scurt timp. Mulțumesc. Veți afla în scurt timp. Declarația ale avocatului din oficiu a suspectului de crimă, pentru că până în momentul de față, atât putem să spunem, probabil că în următoarele ore vom vedea și o altă încadrare juridică. Lui Gheorghe Dinca, așadar, i s-a făcut rău și a fost dus în arestul IPJ. Se reia audierele de la ora 20. Ulterior acestor audieri va fi o reconstituire la Casa Groazei din Caracal. Și după ce criminalul acesta din Caracal și-a recunoscut ambele crime, anchetatorul